Ciao, sunt Vlad de pe Totau.ro. Vreau să prezentăm învelitorile de mașină, adică machine bags. Toți știm, când vrem să învelim o mașină, mai ales mașinile pe bobine, dar se pot înfolia și cele rotative, trebuie neapărat să le înfoliem. Este bine să le înfoliem, că este o măsură de precauție foarte, foarte bună. Și tot timpul încercăm să scăpăm de îngrijorările astea de contaminarea încrucișată și este bine tot timpul să avem o măsură. Pe lângă asta, dacă înfoliem mașina, nu mai trebuie să o curățăm așa de bine. Este bine tot timpul după fiecare tatuaj să o curățăm, dar nu mai trebuie să insistăm să o dăm poate cadru jos, să punem, să dăm în aerul, să-l punem la autoclavă, să o grămadă de chestii care ne ia timp. Putem pur și simplu să dăm cu stilizator la rece, dacă știm că am înfoliat bine și n-a curs deloc sânge și tot a fost ok. Frecăm bine mașina peste tot, la fiecare colțișor, fiecare parte, și dacă am înfoliat-o bine și nu mă dăm cu un stilizant la rece, este super. Avem așa învelitorile de mașină. Învelitorile mașină le avem la 10 bucăți sau avem așa setul mare la 250 de bucăți. Ele vin în 13 cm pe 13 cm. Da, asta e dimensiunea care vin. 13 cm pe 13 cm, pur și simplu se pune peste mașină și oferi mașinii o siguranță mai mare. Și în felul ăsta nu ne scapă tușul, nu sare sânge, nu sare apă, ca să ne, na, poate să intre la motoraj, poate să intre la bobină, poate să intre la cadru, și în felul ăsta ajutăm și mașina, ne ajutăm și pe noi și este chiar super, super ok. Învelitorile de mașină, 250 de bucăți sau la fel de 10. Eu sunt Vlad de pe Totau.ro și cu mare plăcere ne vedem la următorul video. Pace!